Toți oamenii cu simptomatologie specifică COVID-19 vor fi testați. Asta a declarat pentru BrașovTV.com șefa DSP Andreea Neculau. De asemenea, aceasta face din nou un apel către toți cetățenii la calm și responsabilitate. Fiecare persoană în parte trebuie să apeleze prima oară la medicul de familie în cazul în care acuză stări de rău. Medicul de familie este în măsură pentru a decide dacă este nevoie de efectuarea unui test COVID-19 sau nu. În acest moment, oricine se adresează simptomatic sistemului de sănătate cu simptome sugestive pentru boala COVID-19 va fi testat la gura spitalului, să zicem, da? Sau persoanele care se află în izolare, carantină, simptomatice, da? Cu simptome sugestive pentru boală, sunt testate. Contactat telefonic, decanul Facultății de Medicină Brașov, Marius Alexandru Moga, a spus că atât el cât și colegii lui sunt alături de autorități. Am pus la dispoziție aparatura necesară pentru testarea imediată a virusului, respectiv real-time PCR-ul, pe care l-a avut în dotarea unei dintre facultăți. Am mobilizat aparatură de la centrul de cercetări, de la Institutul de Cercetări al Universității, la Spitalul Județean. Tot rectorul universității, domnul Abrudan, a făcut posibilă livrarea către spitale și către zonele fierbinte, așa cum e UPU de la județean. Până în acest moment, la nivelul județului Brașov, 335 de persoane se află în carantină, iar 4671 de persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu.